Cu toate că la nivel național au fost emise ordonanțe militare pentru a-i determina pe oameni să stea în case spre binele lor pentru stoparea răspândirii virusului COVID-19, la Câmpul Lung oamenii ies la cumpărături, merg la bănci și chiar la primărie pentru a-și plăti taxele și impozitele, chiar dacă a fost aprobat proiectul prin care taxele și impozitele se pot plăti cu bonificație până la vară. Astăzi, zona centrală a fost extrem de populată, în special de persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Aceasta este categoria de oameni cea mai predispusă îmbolnăvirii cu noul coronavirus, dar cu toate acestea, străzile, magazinele și farmaciile sunt pline cu oameni din această categorie de vârstă. La Câmpul Lung, în stradă, au ieșit reprezentanții ai poliției locale, poliției municipale și ai jandarmeriei, dar aceștia nu îi pot opri pe toți cei care se plimbă nestingheriți pe străzi. Și domnul a refuzat să ne prezinte, a spus că nu are, l-am dus la mașină în vederea sancționării, când l-am dus la mașină, colegul meu l-a preluat și a fugit. Am alergat după el și l-am prins la locul 17. Și va fi sancționat. Cetățeanul prezentat în imaginile anterioare a fost amendat cu 300 de lei pentru lipsa documentelor care să justifice prezența lui pe stradă. Poate că situația se va schimba atunci când oamenii vor înțelege că niciunul dintre cei care nu respectă regulile nu va scăpa de amenzi, sau poate, în caz extrem, când vor fi văzuți pe stradă reprezentanți ai armatei.